La bună întâlnire, privitorule! În limba română este și cuvântul pleonasm. Dacă spui Gică Dobrin, spui FC Argeș. Dacă spui Simionaș, spui Politin Caiaș. Dar ce pleonasm e la Petrolul? Da, el este eroul de poveste, așa că am venit să răsfoiesc povestea la Ploiești alături de Mircea Dridea. Bine ați venit în poveste, domnule Mircea Dridea. Domnule pleonasm. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Sunteți un pleonasm. Da. Numai eu vă spun bine ați venit, pentru că ați venit la noi. Am venit la noastră acasă și vă mulțumesc că acceptați să răsfoim povestea. Și o răsfoim chiar din 1937, când dumneavoastră ați dat la bună întâlnire acestei lumi, că este bună, că este rea, vom vedea cum veți răsfoi povestea. Este bună, este rea, ne facem treaba cu ea. Îmi place, aveți umor? L-ați avut întotdeauna umorul? Am mai scăzut acum. Duceți-ne cu povestea în 1937, în aprilie, familia Dridea. Ca să fiu concis, dar să fiu și deschis, m-am născut la ora 9:44, acasă. Sunteți inginer, clar. Mama mea era la origine focșăneancă, dar era mamă pe care o chema Hoffman. Tatăl dânsii, deci bunicul meu, el a fost născut în suburbire Vienei, după care a trebuit să-și trăiască viața în Herța. În țara Herței. Herța, în timpul primul război mondial, însă a fost terminat într-o zonă care nu ne-a făcut niciodată plăcere. Nu pot să mă exprim mai puternic. Deci a murit într-un lagăr, pur și simplu, de exterminare. Da. Iar mama mea a venit aici, s-a căsătorit cu cineva, era un salariat al rafinăriei. Unul era un olandez, i-a murit soțul. În 1935 s-a recăsătorit cu tatăl meu, care fusese și dânsul căsătorit cu cineva. Tatăl meu, originar din Perieți, lângă Slobozia. Deci prima comună înainte de Slobozia, da. A început și dânsul să crească de jos până sus și în momentul în care eu m-am născut, era și a rămas până la pensie magazioner la magazia de mărfuri CFR Sud. Motiv pentru care și eu m-am născut într-un bloc al CFR-ului undeva puțin mai spre depoul Ploiești. Cam asta a fost viața mea, până am început să dau din coate. Până acolo... Mai avem. Să lăsăm coatele mai târziu. Cum era în familia Dridea? Mama era casnică? Doar tata... Da, a fost casnică, da. Avut numai 8 clase, dar să știți că cu 8 clase și spre onoarea dânsii a născut și a crescut 3 oameni, 3 băieți, care au ajuns cu toții ingineri. Deci un om simplu, cu 8 clase, muncind, a mai făcut curătorie în totalitate pentru familie și pe lături, așa, pe undeva, pe lângă vecini. Și cum era în familia Dridea? Era cel de-al doilea război mondial, deci nu ați avut o copilărie, cum astăzi e greu să-și imagineze chiar și un adult în acei ani. Triști pentru... Nu, că primele mari greutăți corelate cu primele mari emoții au început peste 6 ani, în momentul în care am... Comunismul. În momentul în care am plecat la școală, am mers ca o remarcă la școală, trimis în clasa întâi de la 6 ani, motivele, nu știu, cred că le știau părinții, așa,
Deci asta a fost în septembrie 1943. În aprilie, pe 4 aprilie 1944, a fost primul mare bombardament la București, iar a doua zi la Ploiești. În momentul în care s-a aflat de primul bombardament de la București, mama de bun acord cu tata, tata n-avea cum să plece, erau exact probabil cum este și acum, nu, CFR-ul nu, are o situație specială în caz de război. Deci mama m-a luat de mână pe mine și pe fratele meu cel mic, nu mai știu nici acum care a fost situația, mai aveam un frate mai mare, și ne-am mutat undeva lângă Vălin de Munte, într-o comună, unde am stat tot timpul celor că au fost 52 de bombardamente asupra Ploieștiului. Ei aveau intenția să termine rafinăria. Da. Asta, cam asta a fost începutul. Total neplăcut, dar da, undeva da. Când ești cu bine, strigi ura. Da, dar la acea vârstă rămân șocuri, oricât de mult. Corect. E, probabil că n-am înțeles noi nici prea bine ce înseamnă asta, dar am înțeles-o mai bine în momentul în care a apărut cea cel 23 august și armata sovietică a trecut prin sate. Și a trebuit, nu, n-a fost probleme cu mama mea, ceva, au fost probleme în sensul că trebuia să fim ascunși. Da. Și am fost ascunși, nu știu, undeva, într-un butoi în care se puneau prunele în momentul în care trebuia să... Pentru borhod, pentru fermentare. Da. E, și am reușit că nu era încă mirosul specific ca să-l provoace pe cel în cauză. Da, armata sovietică a fost una educată, știm destul de bine, chiar am avut o discuție. Mai mult decât atât. Da. Cu regretatul profesor Vișinescu la Cluj și spunea că este în municipiul Turda mormânt al eroilor, mulți au căzut beți în beciurile. Da, da, da. Iar mulți au luat deci, ceasul. Aveau... Iar mulți aveau ceasul deșteptătoare și le puneau picior. Da, deci soldații sovietici au fost plini de elan muncitoresc să... strice tot. Când ați revenit la Ploiești? După 23 august? După 23 august, deci în toamnă, cred că în jur de octombrie. Pentru că asta mă leagă și de problema învățământului, deci am început cu clasa 1 în 43. Am primit Ausweisul că putem să continuăm. Am continuat clasa 4 din octombrie, deci pe undeva această fractură nu a contat efectiv. Da. Dar vreau să mă duceți până acolo la școală, pentru că nu știu câți privitori știu că dumneavoastră sunteți un elev, ați fost un elev de 10. Nu oricum, de 10, cu mama casnică, tata magazinar. Și cu voia dumneavoastră și fără voia dumneavoastră, tot acolo ajungeam. Da. Deci am terminat cele 4 clase, a urmat liceul, ultimele 2 clase, deci clasa 10 și 11, că atât se făcea, făcute aici unde e LMV-ul, liceul Mihai Viteazu, pe vremea însă era școala medie tehnică de petrol. Și toată lumea știa, domnule, dacă nu l-am avut pe cel care, cum să spun, mama, aici am greșit-o eu, mama în momentul în care am ajuns și am făcut cele 4 clase, a zis, unde îmi duc băiatul? Mama știind că la Focșani cel mai bine o duceau ofițerii și preoții și probabil că avea dreptate. A vrut să o facă preot sau ofițer? A zis, ia, hai, m-a luat de mână și m-a dus la Târgoviște. Acolo era școala de preoți, era... Norocul meu cel mare este că în acel an școala s-a mutat la Sibiu. Este adevărat, să știți. Dacă nu se mutase, erați preot astăzi?
Probabil. Asta e... A doua poveste. S-a terminat povestea, îl duc pe băiatul meu la București să-l fac ofițer. M-a dus la academie, cum e academia? Da, academia militară. Fix pe același loc. Mergând de 6 ani la școală, acolo nu aveam vârsta necesară, deci mai trebuiau 6 luni și 7 zile ca să pot să mă înscriu. Da. A ajuns cu cerere până la ministru. Ministrul a semnat cererea, a scris 6 luni, 7 zile, nu. Și am scăpat și de acolo. Da, mă gândeam apropo deci, de asta. Ați trecut și peste... Îmi permis și o glumă. Glumă mă rog. Puțin proastă, dar o fac. Le spuneam și la colegii mei toată ziua, dacă ajungeam preoți, ajungeam tot centrul înaintaș. Dădeam un gol și ratam, sau ratam vreun penalti ceva. Îmi ziceau aia ceva de... Da, da. A, așa. A, dumneavoastră avea șansa să-i... Părinte, du-te mai încolo. Da, și avea șansa să-i iertați foarte rapid. Da, da. Având acolo. Iar dacă nu, erați un... aveați viață ca zonă, aveați orice da. Instrument militar și... Așa am ajuns la ultimele clase, când... Aici recunosc că am învățat bine. Am obținut... nu erau diplome... cu mare emfază. Acum erau diplome de merit. Și am primit diplome de merit cu care mi-a permis să mă înscriu fără examen la Institutul... Da, dar cu media 10. Da. Cu media 10. Exact. Asta e. Să nu se dădeau diplome de merit decât numai la media. Numai la media 10. La media generală 10 în ultimii 2 ani. Asta era condiția. Și dacă tot rămânem la note, spuneți ce medie ați avut la facultate. Deci din cei 55 de absolvenți... Atenție, privitorule! Atenție! Nu, din cei 55 de absolvenți, am terminat pe locul 9. Da. Deci se poate face și sport. Și puteți să și verificați, și pentru că 11 din cei 55 mai trăiesc încă. Da, mai sunt 4 în București, 5 în Ploiești, unul la Suceava și unul la Brașov. Cine era așa de bine organizat, cum aveți această memorie sclipitoare, cu cine semănați mai mult? Cu mama sau cu tata? Cine era neamțul în casă? Eu cred că am luat câte ceva de la ambii. Da. Neamțul nu, era general, nu era, să știți, mama a fost. Mama a fost omul care a condus cu brândețe. Era ceva mai dură când era nevoie, dar nu-i dădeam noi copiii ocazie. Am muncit enorm de mult. Ați supărat-o? Iar dacă ați supărat-o, ați avut ocazia să-i spuneți că să vă ierte? Nu prea, dar eu vă spun, eu discut mai mult despre mine, eu n-am prea supărat-o. Eu am supărat-o o singură dată, dar poate ajungem mai târziu. Nu, ca să rezolvăm problema. Printre altele, activitatea mea am fost și antrenor în străinătate. Da, în Maroc. În Maroc de 2 ori, în Tunisia o dată și în Egipt o dată. În Tunisia am plecat în 96, m-am dus și mama era deja, avea 90-91, dar era întreagă, era singură, îi duceam noi mâncare, era curată, știa, era cu... cum să spun, era conștient, deci nu avea probleme. Tot timpul mă încercam să o mai sun pe acolo, mai și prins-o. Și asta s-a întâmplat pe 28 aprilie. 1997. Deci mama a ieșit și a se ținea puțin de bastoane la o vecină, doamna Grigorescu, am visat că băiatul meu vine acasă. Asta a fost sâmbătă dimineață, luni noapte s-a dus ea. N-ați mai avut ocazia să-i spuneți nimic. Cum era tata? Tata era bomboana lui Dumnezeu. Tata era un băiat extraordinar. Era un om, își făcea meseria cu drag. Avea o singură chestie, dar să nu credeți că eu caut să-l acopă sau caut să-l acuz. O gură de țicuriță. Păi e medicament curat. Da, mai ales deci că era din cea bună, era din cea de azi. De acolo unde v-ați ascuns,
Da. La Vălenii de Munte, din acel ciubăr. Pentru mine, relația mea cu tatăl meu a fost o doamnă extratată. Nu mai e fac un secret, pentru că la toți cei care m-au întrebat, de ce n-ai plecat, domnule, nici de la Steaua Dinamo? N-am plecat din cauza părinților. N-am vrut să-i supăr. Din cauza vecinilor, pe care i-am respectat și care ne-au respectat. Și din cauza prietenilor, și dacă vezi, din cauza orașului. Era un oraș care iubea, acum am mai uitat să iubească fotbalul, era un oraș care nu avea altă direcție, era un oraș muncitoresc, pur și simplu, muncea omul industrial, până la 3, la 3 și un sfert era pe stadion, chiar dacă mergea să juca la 6 după amiază. Pe stadion sau pe hipodrom? Nu știu dacă era hipodrom atunci, și nu mai știu ce a venit. Vorbim de anii 60. Da. Și în familia Dridea, cum v-ați întâlnit cu sportul? Prin Virgil? Stăteam într-o zonă foarte apropiată de aici. Nu erau blocurile, erau case muncitorești, uzina o numai fusese uzină de armament și era în tranziție după al doilea război mondial. Și era un loc liber, acum se spune Maidan, dar era un loc pe care putea să jucăm. Da, și mai ne strângeam copiii. Mai mult, mai puțin, deci jucam. În 1952, când Petrol a fost transferat, s-au trimis, vorbeași cu ceva așa, la Ploiești. Unul din jucătorii de atunci, Vasilicioae se numea, așa a format o echipă de copii de 13 ani. Nu știu, poate dacă avea vreunul 14 ani, care a început să se antreneze toamna anului 1952. 52. Și lucrurile mergeau, poate mergeau mai puțin, ei știu mai bine decât mine, fratele meu i-a spus, nea Vasilică, doamne, am eu un frate mai mare, unul mare, așa, doamne, care știe să joace, știe să dea și goluri. Ia adorm acolo. M-au adus la un meci într-o duminică în care pe stadionul Petrolul se juca un meci amical de copii. 1-1 la pauză. N-am jucat. M-a băgat în Vasilică de piza a doua, 6-1 pentru noi. Cine a marcat cele 5 goluri? Băiatul. Mircea Dridea. Băiat. De aici începe frumusețea. Iertați-mă, pe la golul 5, niște oameni maturi de data asta, că eu aveam 15 ani. Dinspre tribuna, actuala tribuna a doua, când mă întorceam înapoi, glorios, așa și plin de mine, și ieși mă afară, mă, că strigi jocul la copii ăștia. Erau cu un an, doi ani. Mai mici decât dumneavoastră. Și să știți că la junior, la copii, un an este o diferență enormă, da. Dar până să fiți așa de spectaculos în atacul unei echipe de fotbal, nu știu câți privitori știu, sunteți un foarte, foarte bun jucător de șah. Da, recunosc. Dumneavoastră erați cu șahul. Tot aici, când stăteam aici la lângă gara de sud, era un club al CFR-ului. Și mergem pe acolo, mai ne jucam, mai și cu jocul de alea, cu bețișoare de alea, așa, și de șac. Și azi, așa, mâine așa, am început efectiv să joc. Deci la 15 ani, când am plecat la Petrolul, jucam destul de bine. Sunteți modest când spuneți destul de bine. Jucați bine, nu. Bine. Am ajuns până la calitatea, la calificarea de candidat maestru, mai mult nu. Asta înseamnă ceva înaintea maestrului. Însă să știți că dacă jucam cu maestru, mă bătea cu ochii închiși. Cum acum am curat să mă bat și eu pe dumneavoastră. Dar dumneavoastră a și jucat cu ochii închiși și ați cam umilit. Cu cine, cu? A jucat șac cu ochii închiși. Am jucat, să știți. Păi asta așa. Am jucat cu un prieten bun, a unui prieten bun. Venise la Constanța și venise vorba de asta. Și ăsta Costin, care s-a prăpărit săracu, îi spune, mă, ai curat să joci cu Mircea? Cu cine, mă, cu Mircea? Da, ia de-a mea, mă. Hai, Mircea, vrei să joci cu Costin, cu Titel? Și-o, mă, dacă e nevoie, vrei să jucăm, da.
Am un sau de gaminte, prima partidă o joc legal la ochi. Hai mă, mă jignești, mă, accepti? Cum să nu mă accept? Mă leg la ochi, cred că n-au durat 20 de mătări. S-a plecat, s-a supărat, s-a dus până în stradă, a venit peste 10 minute, nu vrea să creadă că e... Nu eu sunt atât de deștept cât e atât de prostanat. În dialogul carierei v-a ajutat foarte mult strategia jocului de șah. Foarte mult. M-a ajutat, mă iertați că vă întrerup, m-a ajutat foarte mult în sensul că aveam puterea să prevăd ce se poate întâmpla într-o relație în care eram implicat eu și cu dinamicul, cu adversarul meu. Asta m-a ajutat foarte mult. În rest, și... m-a ajutat și era un mijloc de relaxare după efortul de mari care se făceau pe vremuri în fotbal, nu? Da, această joc te relaxa. Să știți și acum, merg și joc pe calculator, partide, nu joc cu calculatorul, pentru că calculatorul te termină. Te curăță. Oh, sigur, dar joc cu persoane fizice. De unde? Din România, din Franța, din Elveția, din... Domnul Dridea, vedeți cum ne-am întins noi cu pleonasmul ăsta? Am spus Mircea Dridea egal Petrolul Ploiești. Și n-am vorbit nimic despre Petrolul Ploiești în poveste. Așa că această poveste rămâne capitolul începutul. Și o să reluăm o altă poveste. Chiar în ziua asta de 12 octombrie, zi pentru noi, a trebuit să fie ziua națională. Dar lovitura liberă cum a fost? Simplu, domnule, cum să fie? Păi cum a fost? Păi au venit ai mei pe acolo și a spus, bă, duceți-vă la centru, că viu și eu imediat.